Întrebări directe. Verde în față. Dezbateri incitante. Cu cărțile pe față. Confruntări politice. Adevărata față. Discuții aprinse. Schimbări la față. Dialog cu cetățenii. Ieși în față. Important este să fii de față. Doamnelor și domnilor, începe Ora Adevărului cu Marius Gangan. Suntem chiar după vernisajul expoziției pictorului Mihai Teodor Oltean, aici la noi la Lugoj, la Casa Bredicenilor, și, desigur, nu numai o vernisare de expoziție, ci o lansare de carte. Și am să-l rog pe Mihai să ne povestească despre ce carte este vorba, pentru că, din câte am înțeles din prezentare, este o carte care a fost lucrată ani de zile. Și, de fapt, este ceea ce înseamnă viața pictorului Mihai Teodor Olteanu și credința sa, desigur. Încă o dată bun găsit Lugojului, această cetate spirituală, această cetate a culturii Banatului, această oază de frumusețe, înțelepciune și măreție sufletească, pentru că am aproape 50 de ani de când expun în acest oraș și toate amintirile mele se leagă de prima mea copilărie, de prima frumusețe, de prima întâlnire cu artiștii plastici și nu numai plastici, ci și muzicieni și scriitori, poeți și actori și regizori ai acelui moment al copilăriei mele. Întâlnirea cu Lugoșu a fost veșnică căutare a îngerului meu, iar această seară, această zi, acest vernisaj și această lansare de carte nu poate fi decât o continuare acestei căutări a întâlnirii cu Lugojul, pentru că Lugojul nu este doar un oraș care mă caută, care mă așteaptă, care mă îmbie, ci este un oraș care mă provoacă, care mă înalță și care îmi dă fiorii bucuriei adevărate. Și pentru că vom face o călătorie, cum vă promiteam, în ceea ce înseamnă această expoziție superbă a pictorului Mihai Teodor Olteanu, avem lângă noi și un invitat deosebit, de care noi suntem onorați. Este vorba despre părintele Nichifor Tănase, care este consilierul pe probleme de învățământ și, desigur, de cultură al Arhiepiscopiei Timișoarei și căruia îi mulțumim din suflet că ne-a călcat pragul aici, în Casa Bredicenilor. Câtă istorie, câți pași și ce personalități au trecut pe aici, părinte! Într-adevăr, mă simt onorat să fiu prezent la acest eveniment. Sunt încântat de prezența maestrului cu această operă monumentală, spune, pentru că este receptată ca atare de către mulți specialiști. Prezența mea vine în completarea spirituală a dimensiunii angelofanice, să spunem, despre care maestru Mihai Teodor Olteanu a pus-o ca și cheie de boltă a operei sale. Pentru că această carte, într-un fel, cum ați și anunțat adineauri, este într-un fel esența intelectuală și spirituală a creației sale. Sunt bucuros așadar să fiu prezent din partea Arhiepiscopiei noastre, pentru că avem o colaborare foarte bună cu unii artiștilor plastici, iar pictorul, maestru Mihai Teodor Olteanu, a făcut parte cu opere deosebite în vernisajele pe care noi le-am organizat în Muzeul Catedralei Mitropolitane, unde suntem străjuiți acolo de doi mari ierarhi ai Banatului, Vasile și Nicolae, mitropoliții de vrednică pomenire. De aceea arta întotdeauna are loc în acel creuzet, așa am spus eu, a revelației, care este Catedrala Mitropolitană. Iar astăzi suntem într-o altă catedrală, aici în Muzeul Brădicenilor, pentru că, într-adevăr, este o catedrală a culturii și a spiritualității specifice Lugojului. Deci, continuăm periplul nostru, da? Maestre, ce avem noi aici? Întrebare de baraj. Pictura nu e doar aici, pictura începe cu a fi în tine, a fi în inima ta și a fi un redar. Nu, tu ai primit atâta încât nu poți duce, nu poți purta și atunci menirea ta e să dai înapoi, dar nu doar cât ai primit,
și nu doar sub acea formă. Iar pictura este o creștere, este o pâine care dospește, este o pâine care crește, care se încălzește și care apoi te poate sătura. Se poate înmulți la fel cum el a înmulțit pâinea, se poate înmulți la fel cum el a înmulțit peștele. Pictura, arta în special, este o astfel de pâine pe care trebuie să o pui bucățică cu bucățică sau lipie lângă lipie, nu doar privitorului, ci și celui care e flămând. Orice om de bună credință ar fi menit și e menit să flămânzească după artă, după cultură, după iubire. Acestea trei sunt atât de la îndemâna omului, încât trebuie să fii orb, să nu le vezi, să nu le simți, să nu le auzi. Pentru că arta și pictura în special, vorbind de această expoziție, nu e doar vizualizare, nu e doar muzicalitate, nu e doar ungere și atingere. E o chintesență a acestora împreună, pentru că muzica are culoare, pentru că muzica adie, pentru că muzica se întâlnește cu pictura și cu pauzele picturii, cu întunericul și cu lumina din pictură, la fel cum se întâmplă în simfonii. În pictură ai un leitmotiv, la fel ca leitmotivele din simfoniile mari, pe care trebuie doar să știi cum să-l plimbi, trebuie doar să știi în ce solemnitate să-l ții, să știi când trebuie să faci pauze, să știi când trebuie să tune, să tunete sau să se închidă cerurile. Pictura și simfonia muzicală sunt surori, asemeni baletului, asemeni filmului, asemeni pașilor noștri căzuți în așteptarea unei lumini divine. Orice pictor, orice muzician așteaptă ca opera lui să fie văzută, să fie privită. Niciun pictor celebru al lumii, al căror tablouri nu sunt privite, nu sunt iubite, nu intră în inimile și în casele oamenilor, nu are de ce să picteze. Dacă el nu e întâlnit, dacă el nu e văzut, dacă el nu ajunge înăuntrul sufletelor, înăuntrul ochilor, înăuntru minții, pentru că în minte nu ajungi direct prin ea, ci ajungi prin inimă și ajungi prin toate celelalte simțuri care îți buciumă inima. Inima e acel nucleu care îți creează emoția de a te apropia de artă. Privitorul este un începător care se apropie de tine cu sfială, cu micime și te ia în brațe, lăsându-se îmbrățișat de opera ta. Deci, așa cum vă spunea Mihai Teodor Olteanu, suntem aici ca să ne bucurăm, să fim luați în brațe de ceea ce înseamnă opera maestrului și putem să vedem câtă frumusețe de culoare. Și l-aș întreba pe părintele: părinte, când ne uităm la lucrările lui Mihai Teodor Olteanu, că sunt peisaje, că sunt flori, că sunt imagini, să spunem, din orașele noastre sau chiar imagini care sunt luate din diferite părți ale lumii pe unde a fost maestru, ce ne lovește prima dată? Cu ce suntem noi întotdeauna stigmatizați atunci când privim o lucrare a maestrului Mihai Teodor Olteanu? Eu vă spun cinstit, pe mine de fiecare dată mă străfunge culoarea. Culorile lui Mihai Teodor Olteanu sunt extraordinare. Pe de o parte, sunt foarte ponderate, dar pe de altă parte există și culori care te lovesc de-a dreptul. Rămâi cu ele în minte chiar dacă depășești lucrarea respectivă. Îți rămân parcă așa undeva ca
un efort extraordinar de muncă, de gândire și așa cum spunea maestru, aici este clar ceva divin. Deci nu merge chiar așa că există pictori, să spunem, care au un dar artistic extraordinar, există desigur și artiști plastici care au, să spunem noi, talentul necesar pentru a reuși, însă la Mihai Teodor Olteanu se vede munca asta și harul ăsta care este, după părerea mea, așa cum spuneam, divin. Într-adevăr, dacă am interpretat foarte bine, este o invazie de lumină. Sunt săgeți aruncate dinspre operă către privitor, care într-un fel tulbură, pune în situație de criză și risipește întunericul și al minții și al inimii, pentru că această săgeată de lumină din opera aceasta epifanică, spun eu, pentru că întotdeauna pictorul reușește să nu numai să restructureze creația lui Dumnezeu, dar să o reinterpreteze și să o transmită în acel sens de masticabil, de a putea să te hrănești prin artă. Este vorba de o educație a simțurilor. De aceea eu am mizat prin prisma ascultării mele ca și consilier pe învățământ pe această dimensiune a educației tineretului, tinerilor din școli, din licee, din facultăți, prin artă. Arta poate să ajute la cultivarea simțurilor spirituale, pentru că există încă 5 simțuri spirituale, într-un sens analog celor trupești. Această educație a simțurilor, așadar, prin artă este esențială pentru a nu pierde dimensiunea interioară, dimensiunea profundă a ființei umane. De cele mai multe ori, omul în contemporan a fost definit de sociologi, de cei care s-au ocupat de structura sufletească, să spunem, antropologie culturală a omului recent, de faptul că omul este de tip poster, un om fără adâncime, fără profunzime. Ei bine, arta te trimite spre o dimensiune care poate să scape la prima vedere unui om care este indiferent față de actul artistic. Actul acesta artistic este un act de lumină care ne vizează, ne transpune într-o altă dimensiune și ne cheamă la un dialog. E un dialog al nostru, al luminii din noi, din ochiul nostru, cu lumina din tablou. Pentru că aici descoperim frumosul, ne descoperim pe noi în structura noastră intimă, profundă, ca fiind frumoși, structurați, definiți de Arhitectul Suprem și vedem și această operă care emană putere energetică, emană creativitate, dar este o sinergie întotdeauna între mâna pictorului și harul lui Dumnezeu care a fost dăruit încă din copilărie, din pântecele mamei, am spune noi, este înzestrat fiecare cu un dar aparte, pe care, iată, Mihai Olteanu a reușit să și-l descopere încă din fragedă copilărie și să ajungă la acest apogeu al carierei, în care a spune că a fost o descoperire treptată, dar consider că nu are limită și depășește cu siguranță lumea aceasta. Și plină de consistență, plină de valoare. Dacă mergem mai departe puțin, o să observăm și aici câteva lucrări care clar sunt definitorii pentru ce înseamnă Mihai Teodor Olteanu și m-aș opri chiar aici, se poate vizualiza foarte bine. L-aș ruga pe Mihai să ne povestească, să ne spună cum a luat naștere un asemenea tablou, ca cei care ne urmăresc să-și înțeleagă din creuzetul ăsta al pregătirii, a ceea ce înseamnă o astfel de lucrare. Pentru că de multe ori noi suntem așa tentați să spunem, este senzațional, e foarte frumoasă, te lovește, dar nu gândim puțin ce muncă stă în spatele unei astfel de lucrări. Și atunci, dacă toți suntem împreună aici, dragă Mihai, hai să povestim puțin ce a însemnat această lucrare pentru tine, cum ai gândit-o, cum ai realizat-o, în cât timp. Știu că lucrezi foarte rapid și știu că ești capabil să lucrezi, ți-a dat Dumnezeu și puterea asta să faci într-o zi, dacă vrei, 100 de tablouri, faci 100 de tablouri. Dar Da, nu e problemă, sigur. Spre detaliu. Da, exact. Detaliu. Așa că vreau puțin să ne... Și în acest detaliu, pentru că între acest detaliu, între această frescă, între această frumoasă și veche și eternă poveste de iubire între Daphne și Chloe, această frescă... Ne întoarcem la lumină, părinte, vedeți? Și această lucrare, există multe, multe punți. Au trecut doar 5 ani de când am cunoscut Grecia. O aveam înăuntru, o aveam în mine
și o aveam ca o vrajă pe care mi-era teamă să o ating pentru a nu se destrăma. În ziua și noaptea în care am pășit în Marea Greciei, într-o mare Egee a Greciei, am simțit în apele acestei mări o istorie întreagă, nu doar a neamului grecesc, ci a artei lumii. Acolo sub picioarele mele nu mai erau pietre, nu mai erau scoici, ci era vechea sculptură a Greciei antice care vibra. Și atunci m-am dus să caut efigiile, să caut amforele, să caut acele locuri de lut, de piatră, de marmură în care se putea depozita spre reființare unde lemnul, vinul, acest mântuitor al trupului și al sufletului nostru, acest mângâietor și vinul și unde lemnul al întregii modelări ale noastre, pentru că acolo am simțit și nu de atunci, ci doar din clipa în care am văzut Capela Sixtină, am simțit că tatăl spiritual, tații spirituali al lui Michelangelo, ei nefiind unul, ci fiind mai mulți, stau sub acel pământ, în acele pietre ale mării Egee. Am simțit atunci că sculptura antică grecească a fost plămăditoarea din nou, din o nouă eră a picturii și a sculpturii lumii. Michelangelo s-a renăscut, a renăscut din apele mării Egee, prin Moise, prin David, prin Capela Sixtină, prin judecata de apoi, el repune această sculptură antică grecească într-o nouă viziune, îi dă omului și creatorului acel rămășag, acea punte, acea legătură, acea unire a inimilor și a mâinilor întinse în așteptare, în întâlnire. Niciodată niciun alt artist al lumii nu a putut să unească în opera sa mai multe sute de ani, mai multe mii de ani de creație artistică. Atât Capela Sixtină, cât și pictura din Capela Sixtină, cât și sculptura din tot San Pietro, cât și acea compoziție uluitoare de care acum un ceas, două probabil și mai mult în spate am vorbit, judecata de apoi, care m-a trimis cu gândul și cu imaginea la îngerii pe care îi voi transfigura în cubul care așteaptă să fie un dar dăruit Timișoarei și martirilor săi. Aceste amfore vechi de mii de ani ale grecilor au viață și astăzi. Acele lucrări pictate de dimensiuni uriașe ale grecilor antici sunt vii, sunt patronate și glazurate cu o culoare care nu are moarte, care nu și-a pierdut nici astăzi după atâtea mii de ani strălucirea, dar care parcă a intrat în sufletul, în anatomia, în pielea, în mireasma acestor sculpturi diafane și ni se redau astăzi cu o sială, cu o feciornicie atât de pură și atât de curată, încât nu par că epatează, nu par că se laudă, nu par că își spun cât de valoroase sunt, ne arată doar veșnicia lumii. Părinte, ne dăm seama din ceea ce ne povestea Mihai Teodor Olteanu și am putea să stăm să povestim cu Mihai Teodor Olteanu ore întregi, nu ne-am plictisit cu siguranță, ne povestește despre ce a însemnat
o stare pe care a avut-o, într-un loc îndepărtat, la Marea Egee, iată cum se poate transforma o astfel de un astfel de sentiment, o astfel de stare, într-o lucrare și poate să rămână peste timp ca ceea ce a însemnat o dovadă a unei clipe care s-a întâmplat într-un anumit moment și iată a apărut ca o lucrare superbă care să ne îmbucure pe noi și să ne facă fericiți atunci când ne uităm la o astfel de lucrare. Avem în spate aici o altă lucrare superbă, după părerea mea, o lucrare în care, numai dacă ne uităm câte feluri de flori sunt și n-am putea să le numărăm pe toate, dar fiecare în parte dintre ele, iarăși așa, cât de semnificativ arată din punct de vedere al culorilor, n-aș greși, cred că dacă aș spune, fiecare floare, fiecare culoare, aici ne dă un sentiment nou. Adică ne creează această stare formidabilă, uitându-ne doar atâta. Eu îi rog pe cei care ne urmăresc și cu siguranță Dani cu camera lui reia perfect ceea ce avem noi aici în fața noastră și cu siguranță dacă vor sta o clipă și vor urmări și pe ecranele televizoarelor ceea ce vedem noi, le va rămâne întipărit în minte această lucrare extraordinară. Într-adevăr, dacă privim exact această structură, din punctul meu de vedere este simfonia bucuriei. Este o armonie deplină a stărilor sufletești, este o pace, o liniște. Este, de fapt, o înveșnicire a clipei. Așa cum probabil că maestrul și-a dorit în clipa aceasta. Pe de altă parte, lucrarea de dinainte, de adineauri, este practic un zbucium al creației. Este o tensiune acolo între ascuns, revelat, descoperit, între întuneric și lumină. Creația este efortul pe de care vorbeați dumneavoastră al vreau să energiei consumate. Într-un spațiu ortodox, foarte interesant, după părerea mea. Adică când vorbim de Grecia și când vorbim mai ales de ceea ce a însemnat în ortodoxie, ne ducem foarte adânc, foarte adânc ne ducem. Și atunci, desigur că o astfel de lucrare arată exact cum ați spus dumneavoastră, zbateri, arată tot ce înseamnă astfel de sentimente care de multe ori sunt amestecate și care de multe ori ne creează nouă probleme ca și stare și atunci trebuie să ieșim cumva din ceea ce trăim și iată, ies astfel de capodopere extraordinare. Dacă aici este vorba de evadare într-un frumos autentic, acolo într-adevăr este o descărcare, o descătușare a energiilor și este o structură bergsoniană a la recherche de temps perdu, deci o întoarcere la timpul pierdut. Probabil că dacă am analizat mult mai profund psihologic această creație, am fi impresionați de profunzimea la care ne trimite. Dacă ar fi după mine, din Grecia, aș lua Antichitatea Târzie. O îmbinare, într-adevăr, între Atena și Ierusalim, pentru că luăm, spre exemplu, secolul V, despre care toți specialiștii din Antichitatea Târzie vorbesc despre un secol al văzătorilor. Cei care aveau viziuni, majoritatea le filtrau la nivel rațional, era o luptă de a înțelege această descoperire pe care Dumnezeu o poate face omului, această dimensiune de a fi în întregime lumină, întregime față, ochi, cum spunea, de exemplu, Sfântul Macarie Egipteanu despre Izoangelos, despre omul care ajunge să fie asemenea cu îngerii. Și acest secol al patrulea, al cincelea, chiar și al șaselea, din Antichitatea Târzie, într-adevăr, trimite la sinteză. Este o sinteză de spiritualitate, între rațiune și credință, între artă și spiritualitate, între Atena și Ierusalim, aș spune eu. Este secolul care poate definește, într-un fel, ceea ce Mihai Olteanu dorește să facă, să transpună prin opera sa o dimensiune pierdută pentru umanitatea recentă, pentru omul recent. Această dimensiune a unei crize interioare, care este o criză spirituală, o foame și o sete după adevăr, după autentic, după lumină. Și numai prin operele de artă putem să înfățișăm acest bucium și structura aceasta interioară extrem, extrem de profundă. Mihai, te-aș ruga să vii aici lângă noi, pentru că nu pot să nu mă opresc, îți spun sincer, nu pot să nu mă opresc la acest tablou. Mie îmi place la nebunie.
Părinte, spune ce că... simțiți dacă, dacă vă uitați la acest tablou? Ți s-ar putea părea că e o clădire dintr-o anumită zonă a unui orășel, dar dacă o luăm pe rând și începem să ne gândim, eu vreau să vă spun ceva, părinte, acum și trebuie să o spun prietenii emisiunii mele, știu că eu sunt cât pot eu de cinstit să fiu și cu mine însumi, dar și cu ei. Eu nu sunt critic de artă, eu n-am făcut nicio specializare în domeniul ăsta. Eu sunt un simplu privitor care mă bucur când văd ceva ce într-adevăr excede a ceea ce înseamnă normalul, firescu, și orice lucrare, eu i-am spus-o lui Mihai de multe ori, orice lucrare pe care o privesc la Mihai îmi creează mie o stare de bine. Chiar dacă nu sunt un specialist în domeniul artei sau să pot să vorbesc din punct de vedere al, eu știu, cum e crochiul și cum e pus și dacă are suficient, adică nu sunt specialist în asta, dar dacă ne uităm pe la această lucrare, nu știu, mie cel puțin, eu sunt de-a dreptul, eu aș sta în fața acestei lucrări minute în șir și nu m-aș plictisi. Nu m-aș plictisi. Da, te hrănește. Exact. Pentru că este ca un sfeșnic, am impresia, această casă. Este, vorbeam despre cub, despre cubiculum. Făceam o interpretare la Academia Română când am avut o intervenție cu ocazia lansării despre ceea ce experimentează omul postmodern, lucru la serviciu într-un spațiu extrem de redus, poate 2 pe 2 metri sau 1 jumate pe 1 jumătate, și toată existența lui practic se risipește spiritual, energetic în acel spațiu în care își exercită serviciu, funcția sa în societate. Și chilia, foloseam așa un termen ascetic a pictorului, acea dimensiune extrem de redusă și a lui, în care are loc inspirația, revelația, în care el se simte acasă, în care el n-ar dori să iasă din acea dimensiune, este dimensiune a întregului. Deci când vorbim de casă, vorbim de o structură armonioasă care te protejează. Deci în această ai dori să intri. Este practic un preambul, dacă ar fi din punct de vedere teologic, ar fi un preambul al intrării în Împărăția lui Dumnezeu. Ți-ai dori, ferestrele sunt deschise, să nu cumva să fii în afară. Trebuie să-ți dorești să ai această dinamicitate, expectativă de a fi primit și tu înăuntru, la cina care se petrece în interior. Să știți că este dimensiunea practic eclezială, este dimensiunea bisericii, în care trebuie să intrăm, trebuie să ne împărtășim în comuniune cu cei care sunt acolo și ne așteaptă. Și suntem atât de liniștiți acolo, suntem atât de liniștiți cu noi și desigur cu dumnezeirea, categoric. Avem această stare. O să încheiem aici prima parte a emisiunii, o să intrăm într-o publicitate și apoi o să continuăm dialogul nostru, așa că nu plecați din fața micilor ecrane. După publicitate ne întoarcem. Publicitate. Doamnelor și domnilor, urmăriți Ora Adevărului cu Marius Gangan. Suntem în partea a doua a emisiunii, am revenit din publicitate și ne aflăm, așa cum ați observat probabil din ceea ce povesteam noi în prima parte a emisiunii, după vernisajul expoziției pictorului Mihai Teodor Olteanu, de aici de la Lugoș, care s-a întâmplat la Casa Bredicenilor, și suntem într-un dialog, într-o poveste, zic eu, într-o seară superbă, într-o seară chiar de vară foarte călduroasă. Suntem cu siguranță copleșiți de această căldură care a venit peste noi total, dar suntem și mai copleșiți de căldura lucrărilor lui Mihai Teodor Olteanu. Pentru că aici, la Lugoș, s-au săvârșit două lucruri extraordinare. Odată acest dar pe care l-a făcut Mihai Teodor Olteanu nouă lugojenilor, cu această expoziție superbă, cu lucrări extraordinare, pe care noi am încercat să le trecem așa, fugitiv,
în atenție, tocmai pentru ca dumneavoastră, cei care poate n-ați reușit să veniți la expoziție, să vă bucurați de ceea ce a expus Mihai Teodor Olteanu. Și numărul 2 a fost și o lansare de carte, o carte extraordinară despre ce a însemnat viața pictorului Mihai Teodor Olteanu, zbaterile sale, până la a ajunge astăzi, iată, la, spun eu, a face lucrări deosebite, lucrări de suflet, lucrări care pleacă din harul acela pe care numai bunul Dumnezeu reușește să-l dea celor aleși. Pentru că eu întotdeauna am spus că oamenii de artă, artiștii în general, sunt oameni aleși de Dumnezeu și sunt aleși tocmai pentru a bucura pe ceilalți, a bucura comunitatea, a ne bucura pe noi ceilalți care poate nu avem ceea ce înseamnă un har artistic extraordinar, nu avem un talent deosebit și iată ne bucură astfel de personalități ale artei. Astăzi stăm la o discuție cu pictorul Mihai Teodor Olteanu, dar suntem onorați și de prezența consilierului Arhiepiscopiei Timișoarei, părintele Nichifor Tănase, care a fost alături de noi de la început și care ne-a povestit câteva lucruri de suflet, pentru că părintele l-a cunoscut pe Mihai Teodor Olteanu în mai multe rânduri, cu mai multe ocazii, și în Timișoara și acolo unde Mihai Teodor Olteanu a expus, îi cunoaște operele foarte bine și deja îl înțelege foarte bine, fiind un apropiat al lui Mihai Teodor Olteanu. Mihai Teodor Olteanu, care eu mă bucur și sunt onorat că fac parte dintre prietenii lui Mihai Teodor Olteanu, așa cum spune Mihai, sper că n-am greșit, Mihai, mi-a spus că, să vezi, vine un părinte senzațional, să vezi cum vorbește, să vezi cum știe să vorbească, știe, vine, vorbește de la suflet la suflet. Și să știți că așa este și de aceea n-am putut să nu-l invit pe părintele, sper că nu s-a supărat, la noi în această, să spunem, comuniune, suntem împreună aici pentru a prezenta ceea ce Mihai Teodor Olteanu a adus ca dar lugojenilor, într-o zi de vară, spun eu, foarte călduroasă și desigur spuneam eu al doilea lucru, o carte deosebită pe care Mihai o dăruiește cu atâta drag celor care sunt interesați de ce înseamnă de fapt viața unui artist. Căci acolo în această carte sunt ani de zile de încercări, de reușite, de mai puțin reușite, deci este o carte pe care eu chiar vă rog să o aveți în bibliotecă și dacă o și răsfoiți din când în când, atunci când dumneavoastră poate aveți puțin timp sau, eu știu, doriți să vă întâlniți cu efemerul sau poate cu dumnezeirea, pentru că o să vedeți, în această carte sunt foarte multe legături spirituale. Mihai Teodor Olteanu, după cum îl cunoașteți foarte bine, eu am mai spus-o de foarte multe ori, nu este doar un suflet ludic, un om care are, să spunem noi, un dar extraordinar, un talent nemaipomenit și este un pictor formidabil. Nu, Mihai Teodor Olteanu este un suflet extraordinar și eu spuneam aici la vernisajul expoziției că Mihai Teodor Olteanu este un înger cu care noi ne-am întâlnit în această seară și suntem atât de bucuroși că am avut ocazia și bunul Dumnezeu ni l-a dăruit pe Mihai Teodor Olteanu aici să fie cu noi. Îți mulțumesc tare mult încă o dată, Mihai, pentru faptul că ai venit aici la noi și pentru că vreau să continuăm peripul nostru pe aici prin expoziție, aș vrea să discutăm puțin despre aceste două lucrări. Sunt iarăși câteva din ceea ce înseamnă, noi am mai povestit în prima parte a emisiunii, Părinte, despre lumina care ți-o degajă și culoarea extraordinară care ți-o degajă tablourile lui Mihai atunci când vorbim de flori, când vorbim de momente din acestea în care Mihai parcă explodează de exuberanța dragostei de viață și într-o lume în care noi trăim acum vremuri, eu aș vrea să spun, nu tocmai firești și nu tocmai normale, suntem atâta de dezbinați, suntem atâta de încercați unii cu alții, n-avem toleranță,
Nu avem apropiere unii față de ceilalți și m-aș referi aici la ceea ce de atâtea ori în discursul sanctității sale Papa Francis, care a fost zilele trecute în România, spunea această nevoie de a ne apropia unii de alții și de a face cărări între noi, de a nu opri, a nu stopa cărările noastre între noi, ci de a le deschide. Și aș face aici o legătură cu ceea ce preanaltul și înalt preasfințitul mitropolit al nostru Ioan spunea de foarte multe ori și în slujbele pe care le face, dar de multe ori în discuțiile care le are cu jurnaliștii, cu alte medii, spunea de fiecare dată de această nevoie de apropiere și de empatie cu ceilalți, cu cei de lângă noi. Ne lipsește, din păcate, în aceste vremuri acest lucru și poate că, iată, Mihai Teodor Olteanu reușește prin astfel de lucrări să ne aducă puțin împreună, să ne aducă, practic, într-o bucurie comună atunci când le vizualizăm. Într-adevăr, s-a mai spus, frumusețea va salva umanitatea și de această dimensiune a comuniunii, într-adevăr, încă de 2000 de ani, biserica noastră vorbește despre comuniune a iubirii frățești între oameni, din ce în ce mai greu de realizat și pentru că omul se îndepărtează de Dumnezeu. În momentul în care și diversele confesiuni, în momentul în care încearcă un dialog între ele, se apropie ele din punct de vedere moral, spiritual, spre centrul de convergență care este Dumnezeu, razele acestea se vor întâlni la un moment dat în urcușul lor spre Dumnezeu. Este o formă de ecumenism pe verticale, l-aș numi eu. Pe de altă parte, s-a pus foarte mult accent pe alteritate, pe diferența dintre noi și mai puțin pe dimensiunea comunitară, pe ceea ce ne unește, pe ceea ce ne unește între noi. Și bineînțeles că arta, pictura și mesajul unor oamenii precum maestru Mihai Teodor Olteanu, care este unul dintre puținii artiști ce reușește să transmită o inimă deschisă pe care o frânge de fiecare dată când te întâlnești cu el și practic te cheamă la o cuminecare gvasie euharistică, să spunem, interpersonală. Bineînțeles, spre exemplu, tabelul pe care îl vedem aici este unul dintre preferatele mele și într-adevăr unifică multe din dimensiunile frumuseții divine în care Dumnezeu a gândit lumea aceasta. Frumusețe care de multe ori este întunecată de ochii noștri care sunt impuri. Trebuie o purificare așadar a simțurilor. Și prin artă, prin vederea, vizualizarea acesta a frumosului, omul se poate purifica, devine mai bun pentru că întâlnește frumosul care este amprenta frumosului absolut care este o persoană. Bineînțeles, am mai făcut eu referire la în discursul ce a avut loc în timpul vernisajului la părintele Sofronie Saharov de la Essex, care spunea și ne îndemna pe toți: deschideți, lărgiți și voi inimile voastre. Practic, această lărgirea inimii înseamnă că îl poți cuprinde pe celălalt în dimensiunea ta interioară. Și practic, în acest tablou suntem cuprinși cu toții de dragostea față de frumos pe care o simțim. Acest punct de convergență poate să atragă privirile multora și poate să unifice intențiile multora. Este un gest poate nesemnificativ pentru mulți, dar este un început și din gesturile acestea mărunte se pot ajunge la fapte foarte mari. Aceea de a iubi pe celălalt care privește, are aceeași optică împreună cu tine. Este de fapt o vedere sinoptică, a vedea împreună. Știind că cele trei evanghelii sunt numite, primele trei evanghelii, evanghelii sinoptice, pentru că relatează adevărul aproape identic, într-o structură de împreună vedere. Și tradiția noastră l-a păstrat împreună. Iată, nu s-a gândit să se unifice cele patru evanghelii într-una singură, deși a fost o intenție, în sensul acesta în spiritualitatea siriacă, dar noi gândim că structura supremei iubiri, cum spunea Părintele Stăniloae, este structura Sfintei Treimi. Deci, iată, nici unitate osmotică care diluează diferențele, nici diferențe care să separe foarte mult lucrurile între ele, ci structura supremă bine este Sfânta Treime pentru că este intersubiectivitate.
Sunt concepte pe care le folosea în secolul 20 Părintele Stăniloae, iar noi abia acum le înțelegem semnificația lor practică, pentru că suntem transpuși, practic a fost vizionar un teolog român, cel mai mare teolog al secolului 20, care ne-a lăsat moștenire gândirea sa și trăirea sa, trecută de la rândul său printr-o experiență de sacrificiu de 5 ani în închisorile comuniste. Cu siguranță, maestrul Olteanu știe mult mai mult despre suferința din perioada respectivă, despre calvarul respectiv și despre jertfa pe care, cu siguranță, că puterea de a crea vine din jertfa confraților noștri de acum două decenii, aproape trei decenii, practic, când comunismul a căzut pentru prima dată în Timișoara și unde s-au jertfit foarte mulți pe treptele catedralei. Și unde Mihai a fost martor și o să avem din partea lui Mihai câteva memorii foarte, zic eu, actuale și de foarte mare importanță, pentru că sunt lucruri trăite pe care Mihai, într-o lucrare, într-o carte, le va publica nu peste mult timp, și cu siguranță va veni și aici la Lugoj ca să ne ofere nouă cu drag. O să mergem puțin să vedem și o altă lucrare. Vreau să spargem puțin această idee. Noi am arătat foarte multe lucrări în care florile și culorile florilor au dat lumina aceea necesară sufletului nostru. Dar avem aici o lucrare extraordinară ca să arătăm că Mihai Teodor Olteanu este și un mare iubitor de peisaj. Se arată aici prin această lucrare și mai avem, iată, două, trei lucrări foarte frumoase în care Mihai Teodor Olteanu chiar ni se relevă ca un spirit iubitor de-a dreptul de natură și de natură trăitoare, ca să spun așa, o natură care nu este o natură, dacă observați, moartă, nu este o natură care parcă, domne, rămâne așa undeva putrezită. Din contră, e o natură care parcă înflorește, care parcă dă viață. Asta văd eu aici. Nu știu ce vedeți dumneavoastră, Părinte. Bineînțeles că omul în comuniune cu Dumnezeu ajunge să fie în comuniune și cu cosmosul, cu natura înconjurătoare. Ca și un preot al creației, omul extrage semnificațiile spirituale ale mediului înconjurător. Deci ea s-a dezvoltat foarte mult, mai ales în secolul 21, început de secolul 21, o ecoteologie. O teologie care, pe lângă bioetică, are dimensiunea aceasta a protejării mediului natural. Și, bineînțeles, arta, pentru omul extrem de tehnicizat, poate reprezenta o devoalare a unei minți care vede numai mecanicist, poate chiar abstract, și nu vede viul din ceea ce ne înconjoară. Și faptul că trebuie să protejăm ceea ce Dumnezeu ne-a oferit. Într-adevăr, în acest tablou este o dimensiune transfigurată, aș putea spune, pentru că nu este un realism, ci este o ivire a unor siluete, cumva diafane. Cu siguranță este, practic, sunt două registre. Am impresia. Două planuri, așa. Da. Unul deja care a trecut într-o dimensiune extrem de spiritualizată și cealaltă care deja se luptă cu focul mistuitor al creației artistului, dar cu focul mistuitor al transfigurării spiritului uman, care poate gestiona două registre diferite în același timp. Este iarăși o lucrare extrem de complexă, parcă ar fi Vechiul Testament cu Noul Testament. Am impresia și la soarele Hristos este undeva la mijloc. Cred că este inspirat din iconografia ortodoxă. Bineînțeles, lipsim personajele biblice, pentru că probabil că este invitație ca noi să fim personajele privitorii, să fim cei care populăm cele două testamente. Deci ne dă voie, maestru, fiecare să avem imaginația noastră și să gândim ceea ce ne-ar place să vedem și să ne sugerează, practic, această lucrare. Și am să-l întreb pe Mihai Teodor Olteanu, acum să ne devoaleze total și să ne spună ce a fost în mintea sa, în sufletul său, atunci când a creat acest peisaj. Aceste personaje, unele arse, mistuinde încă, altele aproape deja carbonizate, stau față în față. Unele au fost judecate, altele își așteaptă judecata. Tatăl e acolo sus,
e în acea lună sau în acel soare care nu te arde, care nu te copleșește, care nu te mistuie imediat, ci care te întreabă, care încă te întreabă și îți cere acele lucruri fără de care nu poți pleca din această viață. Acele mărturisiri, orice artist e menit să și le facă în timpul vieții și nu după ea. Orice artist bun, valoros, prețuit în timpul vieții are această întâlnire, nu finală, ci doar o întâlnire înaintea marii treceri, marii petreceri, dintr-un fel de lume a acestui real fugar și fugărit de realitățile lumii pe care o întâlnești spre cealaltă lume, spre poate regăsirea ta, a sufletului tău, a dăruirii ce ai primit-o și a dăruirii ce ai înapoiat-o. Pentru că niciun artist nu poate fi măsurat decât după valoarea lui și decât după darul lui. Acea bunătate artistului, acea prețuire și acea valoare nu ți se dă în timpul făptuirii, ci se dă apoi, după ea. Și acea înfăptuire a ta, acea prețuire, acea iubire și acea punere a ta, a artei tale în eternitate, vine exact din acea judecată a lui de acolo, din soare sau din lună. Aceste culori calde, roșietice, galbene, care încep să mistuie copacii, nu sunt arderea, ci sunt începutul mărturisirii. Aș aduce în atenție ceva care mie mi se pare foarte important și vreau să știu dacă am observat perfect sau poate e o imaginație de-a mea, e greșit ceea ce eu caut să scot din acest tablou. Am observat un lucru. Cei care sunt în fața celui mare și celui tare, a bunului Dumnezeu, sunt în zona de viață, nu în zona neagră, nu în zona crepusculară, care creează anumite, să zicem, probleme, ci, iată, ei se află aici, deci au trăit viața aici pe pământ, s-au bucurat de ea și acum au venit, așa după cum ne spuneați, au venit la această întâlnire extraordinară, tocmai pentru a vedea, de fapt, ce își merită după toată viața trăită. E adevărat sau greșesc? Nu, e adevărat. Vorbeam de judecata de apoi, vorbeam de Michelangelo, vorbeam de acest sfânt al picturii și al sculpturii, acest sculptor care nu a vrut să picteze. El nu că nu a vrut, el nu că s-a temut vreo clipă că nu e în stare să-și ducă această operă la împlinire. El s-a autocercetat, s-a căutat pe el și a făurit în lăuntrul lui înainte de a gândi aceste compoziții din San Pietro. San Pietro era o lume învăluită de Dumnezeu, era o lume rotundă în care el nu putea să se atingă cu ea, cu lumea, înainte de a se cunoaște. Această întârziere a pictării Capelei Sixtine nu e o batjocorire a lui Michelangelo către cei care l-au rugat, care l-au chemat, care l-au așteptat, ci e chiar o împlinire a unui vis, pentru că acești conducători ai vremii care au crezut în arta lui Michelangelo și i-au dat această taină a zugrăvirii și a rezugrăvirii, a căutării și a găsirii în același timp, aceștia s-au găsit pe ei, apoi întruchipați acolo. Noi îi prețuim astăzi prin Michelangelo. Dacă Michelangelo nu era, dacă opera lui nu era, acești oameni aproape că dispăreau din istorie.
Și cu siguranță nu eram mai săraci ca și tot ce a însemnat patrimoniul cultural universal, ce au însemnat marile spirite și mari artiști ai vremurilor. Noi o să ne întoarcem încet încet către cubul extraordinar, pentru că cu el vom încheia dialogul nostru și am să-l rog pe Mihai să ne povestească cum s-a născut acest cub chiar aici la Lugoj și în ce se va transforma în zilele următoare, nu peste mult timp, în ce lucrare care va fi, după părerea mea, o lucrare fundamentală pentru ce înseamnă Timișoara, pentru ce înseamnă devenirea Timișoarei și, desigur, la o aniversare foarte frumoasă, mai ales că Timișoara devine capitală culturală peste puțin timp. Și noi ne simțim aici alături de Timișoara, pentru că suntem aproape, nu mai vorbesc din punct de vedere spiritual și cultural, că suntem chiar, cred că, în mijlocul Timișorii, nu? Așa cum spuneai tu de multe ori. În urmă cu 2 ani am fost invitat în acest spațiu superb, aproape de înființarea lui, aproape de iluminarea lui, după un mare sculptor pe care îl prețuiesc, Ingo Glass. I-am văzut lucrările de sculptură plecând de aici, am venit cu lucrările mele și le-am așezat într-o seară, aproape într-o noapte, așteptându-mi șevaletele, pentru că nu era dotat ca astăzi muzeul cu șevalete și nu îndrăzneam atunci să bat niciun cui. Astăzi le-am pus în cuie deja existente în această cameră, iar dincolo am preferat să nu ating pereții, că nu erau prea atinși, și am pus șevalete. Ei, în acea noapte, așteptându-mi seara, destul de târzie, așteptându-mi șevaletele, am găsit în cămara acestui spațiu o măsuță de terasă, o măsuță de plastic care mi-am dat seama că e identică cu tablourile mele ca dimensiuni. Era cam 1:1. Și am îmbrăcat-o în tablourile nerămate de care știam că nu voi avea trebuință, că nu vor mai încape în acest spațiu. Am îmbrăcat-o capsându-le pur și simplu cu câteva capse. Mi-am dat seama că se naște o casă. I-am pus și un pridvor, deci era și a șasea. În loc să o pun dedesubt, unde nu o vedea nimeni, am pus-o aici, în locul umbrei. Și era pridvorul care te îmbia să intri în acel foișor. Ei, apoi, această lucrare, făcută din alte 10 și 10 și 10 de lucrări, pentru că ea nu avea tablouri predestinate, ci avea doar gândire predestinată, apoi am recreat-o de 10 și 10 de ori, am pus-o în 10 de spații în Timișoara, am purtat-o prin podurile cele mai frumoase ale Timișoara și printr-una din marile galerii în care nu de mult a expus maestru Gabi Kelemen și a expus o expoziție uluitoare și a expus și a prezentat o carte uluitoare. Mi-e atât de drag să vorbesc de un confrate și să laud și mi-e atât de rușine să vorbesc sau să mă prelaud pe mine. Dar, pentru că iubesc prea mult Timișoara și iubesc prea mult acest loc, m-am gândit că acest cub poate să fie monument. Și atunci, într-o singură clipă, în loc să-l las să odihnească pe o latură întreagă, pe a șasea latură, pe care oricum nimeni nu o vede, nu o poate vedea băgându-te sub el, am ridicat acest cub într-un colț și am dat una, metaforic vorbind, să văd cum se poate roti. L-am ridicat sub forma unui romb, fiecare pătrat devenea romb și pe acest colț l-am pus să stea. Atunci mi-am dat seama că acest cub se umple de lumina și de căldura îngerilor și l-am numit așa și l-am dăruit marelui nostru Eminescu. Anul trecut doream ca de 15 iunie acest cub să-l înalț în Timișoara de dragul lui Eminescu. Mi-am dat seama că
Cubul nu-l pot face din lemn, nu-l pot face din pânză, nu-l pot face din alt material decât dintr-un material din care, pe care sunt pictate vitraliile. Pentru că acest cub devenea un vitraliu, devenea o fereastră prin care harul intră în orice biserică, în orice catedrală, în orice chilie, fie înălțătoare, gotică, fie mică, ca o mireasă de 18 ani pe care o poți ține într-o palmă sau într-o palmă jumătate. Faptul că lumina îți intră pe o fereastră oricât de mică și aleargă pe culorile acestui vitraliu mi-a dat sentimentul că acest cup trebuie să fie din sticlă, din vitralii, trebuie să se rotească mereu și trebuie să fie pus și înălțat pe o piramidă de sticlă de care, abia îndepărtându-te, să nu o mai zărești decât doar să o întrezărești. Atunci mi-am dat seama că acest cup devine imponderabil, că acest cup, prin rotire, fiecare înger, fiecare unduire a zborului lor, a aripilor lor, se apropie de celălalt înger într-un vals, într-un dans, într-o dansuire mirifică, în așteptarea mântuirii, în așteptarea mântuirii. Acei îngeri ai Timișoarei sunt astăzi în viața, în inima mea și vor fi omagiați în 3 august și în 17 decembrie ca îngeri, ca martiri, ca frații noștri care ne-au dăruit nouă libertatea. Părinte, suntem la finalul întâlnirii noastre și a plimbării noastre pe aici, prin spațiul acesta extraordinar, sufletesc și spiritual al maestrului Mihai Teodor Olteanu. Și iată, am încheiat cu această legătură, cu această punte. Vorbeam noi de unitate, de punți, de cărări care trebuie să fie între oameni. Mihai a reușit, printr-o operă de artă, să unească Lugojul, capitala culturală și spirituală a Banatului, recunoscut de ani și ani de zile, cu Timișoara care este o Timișoară în dezvoltare, este o Timișoară cosmopolită, este o Timișoară care categorică are toate deschiderile către orice fel de opere de artă, de orice natură și de orice tipologie. Iată, Mihai Teodor Olteanu a făcut această legătură. Ce frumos și cât de important și cum trebuie să ne simțim noi, timișenii, bănățenii, noi suntem așa o țară mândri, așa cu noi, dar trebuie să ne simțim și mai mândri că avem astfel de făclii care stau lângă noi și care, cum să spun, flacăra lor arde tocmai pentru ca noi să înțelegem ce înseamnă de fapt să fim în comuniune unii cu alții, să ne înțelegem, să fim empatici, să avem toleranță față de unul și de celălalt, cei de lângă noi. Foarte frumos. Încheiem așa apoteotic într-un fel. Remarcabil este intuiția fantastică a maestrului de a ridica cubul și a-l transforma într-o piramidă dublată. Nu știu dacă poate maestrul cunoaște lucrul acesta, cu siguranță îl cunoaște. În tradiția spiritualității ortodoxe există mandorla isihastă, cele 8 colțuri, cu iradierea luminii necreate din trupul Mântuitorului Iisus Hristos. Și Andreas Andreopoulos, un cercetător din Marea Britanie, un preot ortodox de altfel, în tezării de doctorat Metamorfosis despre transfigurare sau schimbarea la față pe Muntele Taborului, spune că această icoană este definitorie pentru toate icoanele ortodoxe. Modul în care lumina necreată iradiază din trupul Mântuitorului Hristos. Revenind, aceeași mantorul o regăsim în rugul aprins. Și cu siguranță această ardere a inimii timișorene, să spunem, pentru că a ars de mai multe ori Timișoara, a ars în momentul în care un foc a încercat să pârjolească tot ce reprezenta cetatea din Evul Mediu, a Timișoarei, dar a fost atunci un ierarh care s-a rugat bun Dumnezeu să trimită din cer rouă și ploaie.
Și după experiența aceasta deosebită, 3 zile se retrage în chilie și după 3 zile i-a apărut pe mână crucea, stigmatul crucii. Este o structură stavromorfă, deci ați reprezentat crucea, pe care de multe ori, iată, ne răstigni și noi viața noastră. Și a doua oară când a ars Timișoara a fost când martirii au ars pentru credință, pentru libertate, pentru neam, pentru țară, pentru semenii lor, iubind, practic, această bucată de pământ a Banatului. Nu se putea altfel să fie integrați ei în chip simbolic decât în această lumină care arde și care arde inimile pentru început, dar poate să ardă și trupurile noastre dacă ne dorim lucrul acesta. Avem un rug aprins de acum înainte permanent. Permanent, în care suntem invitați să pătrundem, să pășim, că știți, lui Moise s-a spus, desculță-te, că terenul pe care vei, pământul pe care vei călca este sfânt. Cu siguranță este un fior, un misterium tremendum, apropiindu-ne de o astfel de operă de artă care simbolic reunifică multe din dimensiunile spirituale, culturale, naționale, să spunem, și, de ce nu, interconfesionale. Ale Timișoare, pentru că este un spațiu binecuvântat de Dumnezeu care a reușit să arate lumii întregi că se poate trăi în armonie cu cei de alte neamuri, cu cei de alte credințe și cu siguranță am fost oameni toleranți, oameni iubitori și fiecare ne-am păstrat credința și integritatea sufletească, pentru că Dumnezeu, unde este pace, acolo lucrează este Duhul lui Dumnezeu și armonia. Eu am spus întotdeauna că Lugojul și, desigur, zona întreagă mustește de ecumenism. Este un exemplu pentru toată Europa a ceea ce înseamnă spiritul acesta ecumenic, a înțelegerii față de aproapele, indiferent că este de un alt cult sau de o altă etnie sau are, eu știu, alte preocupări. A existat aici, în zona aceasta, un ecumenism care poate fi dat exemplu, eu sunt convins. Încheiem frumos, cum spuneați, această întâlnire a noastră și vreau să vă mulțumesc din suflet pentru faptul că ați avut această înțelegere să rămâneți cu noi și să povestim puțin în acest spațiu, este spațiul lui Mihai Teodor Olteanu, categoric, într-o casă plină de istorie și de, cum spuneam, eu de fiecare dată când intru în casa bredicienilor, parcă mă încarc cu tot ce a însemnat spiritualitate bănățeană adevărată, românească, aici fiind, ca să spunem așa, poate una dintre cele mai importante familii din această zonă. Și încheiem aici întâlnirea noastră, dar le spun prietenilor noștri să nu părăsească televizorul, pentru că în continuare vom difuza filmul de prezentare, așa cum v-am promis, a lui Mihai Teodor Olteanu. Deci veți vedea efectiv filmul regizat de cineastul Victor Popa, un om care a consemnat, poate în ultimii 50 de ani, cel mai bine fructele artei, culturii bănățene, fructele celor mai importanți lideri ai societății românești. Și căruia noi îi mulțumim din suflet pentru faptul că ne-a dat această posibilitate de a vă oferi dumneavoastră această zbatere, pentru că tot ceea ce a realizat, o să vedeți filmul, este senzațional și o să-l cunoașteți mult mai bine pe Mihai Teodor Olteanu urmărind acest film. Îl veți cunoaște și cu siguranță la expozițiile viitoare sau atunci când vă veți întâlni cu Mihai Teodor Olteanu, categoric altfel îl veți vedea, altfel vă veți raporta la Mihai Teodor Olteanu și altfel veți înțelege sufletul și spiritul, îngerul pe care Mihai Teodor Olteanu îl are aici în inima sa. Thank you.
Inițial am cunoscut marea pictură a lumii și marea pictură a țării mele prin reproduceri, prin primele cataloge văzute la profesorii de la Cluj, pe care încă nu-i puteam atinge, pe care încă nu-i puteam decât, nu puteam decât să visez că le voi fi vreodată elev sau student datorită situației mele materiale precare. Apoi am văzut marile muzee ale noastre, unde instantaneu m-am îndrăgostit de Ion Andreescu, pictorul melancoliei, a singurătății și a nostalgiei neamului nostru, și pictura înălțătoare a lui El Greco, pictorul lumii acesteia, un pictor care nu a vrut niciodată decât să zboare și să ducă în înaltul cerului culoarea, lumina și substanța omului. Omul născut din lumină, din iubire, e exact pictura lui care se înalță peste secole, se înalță pe bolta cerului și nu are niciodată limite. Între cei doi maestri ai țării mele, ai picturii românești, Andreescu și El Greco, un maestru al lumii întregi, pictura mea a devenit un fel de altar, un fel de simbol, un fel de jertfă pe care nu mi-am contenit niciodată să o dărui. Care este raportul între jertfă și actul creator? Creația însăși e o jertfă și poate e chiar o jertfă sublimă, pentru că nu poți să te împlinești nedând, nedăruind. Actul creației constă în a lua semințele ce ți-au fost dăruite, a le uda, a le crește și a le dărui apoi semenilor tăi. E o jertfă continuă, ea nu începe atunci când tu te maturizezi, ea începe atunci când tu începi să crești și când tu începi să ai sentimentul creșterii eului tău. Când tu știi că ești altfel decât ceilalți, când tu știi că te poți bucura de orice nimic, de orice fir de nisip, de orice fir de apă, de orice fir de lumină, te poți bucura și simți plăcerea, bucuria ca pe un dar nesfârșit. Când intri într-o apă curgătoare sau stătătoare în care simți că și deasupra ta și de desubtul tău e nisip, e lumină și e unduiere și e mângâiere, nu ți-e teamă de nimic, pentru că știi că ești păzit, pentru că știi că în acel colț de apă, în acel colț de lumină, în acel colț e Dumnezeul tău care are grijă de tine și nimeni nu-ți poate face niciun rău. Care este limita între actul creației și teologie, respectiv credință? Eu nu cred că între cele două există diferențe sau există goluri sau există limite sau există praguri. Un artist e asemenea unui preot, asemenea unui părinte care nu trebuie să-ți arete ce trebuie să faci, ci trebuie să te învețe cum să simți. Pentru că pictura sau arta plastică nu se povestesc și nu se învață. Ele se iau dintr-un creuzet, ele se dăruie mai departe și se lasă unor generații care vin drept chezășie, că acel neam e mare și e veșnic. Teologia, preotul, părintele, în momentul în care îndeamnă un copil să fie credincios, îndeamnă un copil să-L iubească pe Dumnezeu, nu îi dăruie credința, ci deschide doar ochii și deschide doar inima spre iubirea și spre lăcașul pe care el, copilul, odată cu nașterea lui, deja
i s-a umplut de iubire, i s-a umplut de credință. El trebuie însă prin educație și prin teologie și prin învățăturile bisericii și ale preoților să-și reumple din când în când acest loc și să nu uite că el trebuie doar să se îmbrace, să mănânce și să se poarte frumos pe din afară, să se poarte frumos cu cei din jur și să uite, de fapt, menirea lui, că e un ins zidit după chipul și asemănarea lui și că toate calitățile dumnezeirii el le poartă în el, înăuntrul său. În acea frumusețe, eu cred de când eram copil și cred de când am început să pictez. Pentru că pentru mine, chipul Maicii Domnului, chipul lui Iisus copil, n-au însemnat doar niște imagini zugrăvite pe perete, ci primul lucru, când i-am văzut pe pereții bisericii din Luduș, i-am întrebat dacă mă lasă să-i mângâi și apoi să-i copiez. Mângâierea era, de fapt, dublă. Era întoarsă nu de la mine spre ei, ci de la ei spre mine. Eram prea prost, prea copil, dar știam că sunt hărăzit cu darul picturii, pentru că nu puteam să văd niște chipuri de îngeri, niște chipuri de sfinți și să le simt inima în peretele acelei biserici, dacă inima mea nu era și în lăuntrul lor și invers. Iubirea între dar și porunca divină nu e definiția iubirii, nu e definiția picturii, dar e definiția omului. Nimic și niciodată, nici când, omul nu se putea naște decât dintr-un izvor și dintr-o cascadă nesfârșită a iubirii. Sunteți un artist ajuns la maturitate. Care sunt temele care, asupra cărora vă plecați întotdeauna cu bucurie? Pentru un pictor, maturitatea nu vine niciodată. Pentru un pictor, maturitatea se întâmplă atunci când tu poți să ai sentimentul că ai zidit, că ai făcut în arta ta absolut totul. La vârsta la care sunt acum, doar simt începutul maturității, iar nu continuarea și nu sfârșitul ei, pentru că o operă de maturitate înseamnă o operă de încununare. Maturitatea întotdeauna vine atunci doar când opera ta se coace și când opera ta e iubită de tot mai multă lume. Nu frumusețea exterioară a picturii e importantă, ci sufletul pe care îl transmite, ci imaginile, trăirile și potențele sufletești pe care tu le poți dărui publicului, dar nu pentru a le vedea doar, ci publicul unei picturi, unei expoziții, unui muzeu trebuie să-ți continue înăuntrul său operata. Dacă între
publicul picturilor tale, între publicul tablourilor tale și tablourile în sine, nu se creează un dialog, nu se creează o osmoză. Dacă oamenii care îți iubesc tablourile nu se simt chemați înăuntru lor, nu simt vibrația și trăirea din lăuntru lor, ele rămân doar niște lucrări decorative care pot să împodobească o casă frumoasă, un palat frumos sau o instituție de cultură. Dar dacă omul ce-și duce tabloul acasă, exact din ziua sau din seara sau din noaptea respectivă, comunică cu acel tablou și așteaptă dimineața să-l vadă din nou, așteaptă seara la rugăciune să-l vadă din nou, înseamnă că acel pictor are har, înseamnă că acel pictor se maturizează, înseamnă că acel pictor merită să rămână în conștiința unui neam al său sau al lumii întregi. Tema sau temele unui mare artist sunt aproape aceleași de mii și mii de ani. Un mare pictor lucrează cu laimotive asemeni marilor compozitori ai lumii. El găsește o lumină, el găsește o vibrație, el găsește un țărm, el găsește o floare, el găsește un chip, el găsește o firidă, el găsește o coloană sau o arcadă pe care apoi o dezvoltă simfonic, asemeni notelor muzicale dintr-o partitură pe care un mare compozitor al lumii, fie el uneori și surd sau orb, a ajuns să le desfășoare într-un ritm și într-o beție a muzicalului împletită cu o beție a culorii și a întinderilor. Pentru că pictura face parte din marea sinfonie a artelor surori ale lumii care nu au nevoie de traducere în alte limbi. Asemeni muzicii, asemeni baletului, asemeni filmului universal sau filmului mut de început, adică mișcării, e și pictura. E o sinfonie de culori, e o beție aproape iconografică de imagini, e o continuare și o întâlnire a unor spații mitice, mistice și încă necreate. E un dar al meu sau al picturii mele către acest sfânt oraș numit Timișoara. E un dar al iubirii mele pentru această țară sfântă numită România. Mulțumim tare mult pentru faptul că ați stat în fața micilor ecrane și ați urmărit emisiunea noastră. O seară frumoasă tuturor!